Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la prima parte a emisiunii Dialog Electoral. Prima parte, cele 10 minute, alocate Partidului România Mare. Invitat în studioul de emisie Accent TV este în această seară domnul Florin Papuc, candidat PRM la primăria Comunei Bălești. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru prezență. Haideți să aflăm mai mult amănunte despre echipa dumneavoastră. Cu ce echipă veniți la primăria Comunei Bălești? Da, deci noi venim cu o echipă de oameni care n-au mai făcut politică, o echipă de oameni care vrea să facă ceva pentru Comuna Bălești, nu o echipă cum au avut mulți alții în decurs de ani de zile. Deci ne propunem ca lumea să nu mai voteze doar un primar, ci și un model de civilizație. Consider că economia este fundamentul Comunei și propunem o schimbare de viziune. Dați-ne câteva nume de consilieri locali. Cine face parte din echipa dumneavoastră? Avem un economist, Băloiu Grigore, Bălan Violeta, o educatoare, Buzuloiu Ion, un profesor, Voinea Iulia Georgiana, un alt profesor. Avem oameni care au spirit, au creativitate și își doresc să facă ceva pentru Comuna Bălești. Am înțeles. Problema cea mai mare pentru Bălești o avem cu canalizarea, datorită faptului că noi suntem un sat sistematizat, trăim într-un focar de infecție. Și când spun lucrul acesta, spun că trăim cu cotețul de porci lângă noi, cu bucătăria, cu haznalele, cu cotețul de păsări și cu unii cu Buda în fundul grădinii. Că, na, la țară știți și dumneavoastră cum este, nu-și permite toată lumea să aibă baie în casă. De 12 ani ni s-a promis că ne termină și nouă canalizarea și nici în ziua de astăzi nu este terminată. Apa. Da, care ar fi explicația? De ce nu este terminată rețeaua de canalizare? Că nu înțeleg. Contractul a fost pe fonduri guvernamentale. Probabil, după părerea mea și gura lumii, spune că ar fi greșită. Deci n-ar fi plecat de la început bine cu construcția ei. Nu ne închipuim, fiindcă banii au fost, banii s-au dat și pe diverse lucrări, poate de 2-3 ori sau de 5 ori mai scumpe. Deci nu să spuneți că rețeaua de canalizare este făcută greșit. Prost executată. Așa vorbesc cu oamenii sau doar aveți informațiile acestea? Păi dacă nu se mai face nimic de atâta timp. Păi ați fost la o ședință de Consiliul Local? Am fost la multe ședințe. Domnul primar tot spune că se apucă de o lună și iată așa au trecut ani și nu s-a mai apucat. V-am spus, gura lumii spune că ar fi prost executat. Acum, și oamenii bănuiesc că sunt nemulțumiți, pentru că până la urmă o rețea de canalizare este o necesitate. O necesitate și o realizare. E o realizare foarte mare pentru Comuna Bălești să aibă canalizare. Ce alte probleme aveți acolo? Sunt probleme cu pământurile, deci nici în ziua de astăzi nu s-a încheiat fondul funciar cu împărțirea pământurilor. Deci sunt oameni care li s-au dat titlul de proprietate la două, trei persoane pe aceeași bucată de pământ. Nu e normal. Și noi ne dorim, și eu și consilierii mei, să nu mai facem greșelile care le-au făcut alții. Deci ne dorim, dacă lumea mă votează, să fim transparenți, să fim în favoarea cetățeanului, în ajutorul cetățeanului pentru a-i crea condițiile necesare și să conducem unitatea administrativ-teritorială, nu cum s-a condus până acum. Ce ar trebui să știe locuitorii Comunei Bălești despre dumneavoastră? Familie, carieră, experiență politică? Am 34 de ani. Căsătorit? Sunt necăsătorit. Mama mea a fost educatoare și la pensie anticipat, acum lucrează în Spania. Am un frate care lucrează în Italia, are o firmă. Eu am avut o firmă de arhivare. Am stat 12 ani în Timișoara, unde am făcut și facultatea de educație fizică și sport. Și acum sunt broker pe energie. Experiență politică? Ați mai experiență făcut parte din alte partide politice? Politică, da. Am mai făcut politică chiar din anul 2000. Dar ducându-mă la facultate, am stagnat. De 2 ani în urmă. Și acum de ce PRM?
De ce PRM? Toată lumea îmi spune de ce PRM, fiindcă tatăl meu a fost peremist. Tatăl meu a fost de 12 ani consilier local, urmând să fie și viceprimar, dar a decedat chiar în noaptea alegerilor, când a ieșit consilier dimineața, s-a întâmplat o nenorocire. Îmi pare rău. Probabil asta e viața, trebuie să mergem mai departe toți și să ne gândim pentru binele comune, fiindcă lumea ne votează să-i reprezentăm cu cinste, cu demnitate, nu să ne bate în joc, cum și-au bătut alți până acum. Un slogan aveți, domnule Papucă? Da, am și un slogan. De ce le e frică, nu scapă. Și cum spunea și domnul Vadim, era un mare poet, vreau să fac și eu câteva versuri, ci că pe la noi prin primărie vin primarii și se duc, dar cel care o să vie, o să-i țină sub papuc. Da. Spuneți-ne altceva din programul dumneavoastră, nu știu, de ce să vă voteze cei din Bălești pe dumneavoastră? Eu sunt singurul om, vă spun sincer, care s-a zbătut pentru Comuna Bălești, care le-a arătat toate neregulile și ne dorim să facem ceva pentru cetățeni, ne dorim să renovăm școlile, ne dorim să asfaltăm drumurile, ne dorim să inițiem un birou în cadrul primăriei prin care să inițiem tinerii pentru accesarea de fonduri europene, ne dorim să facem niște depozite frigorifice în care cetățenii, când nu-și vând produsele, să vină să le depoziteze pentru a nu se strica. Da, v-ați gândit unde să faceți acele depozite frigorifice? Da, există spațiu? Sunt spații care se pot face depozitele necesare pentru cetățenii. Cum decurge campania electorală la Bălești? Noastră, de exemplu, cum vă faceți cunoscut programul? Împărțim ziare, ieșim și noi pe presă, mergem și vorbim din poartă în poartă, că acum nu ne mai lasă cu goarne, nu mai putem să mai dăm pixuri și e cel mai bine. Ce tot atâtea pixuri, atâtea goarne, să urle goarnele, că doar că n-a murit nimeni, Doamne, Dumnezeu să... Deci vi se pare mai bine așa o campanie? Da, e mai bine, e mai bine. E o campanie potrivită, o campanie care ar trebui să fi fost de mult așa ceva. Nu toată ziua cu pixuri, cu brichete, cu stilouri, cu șepci. Dumneavoastră spuneți lucrurile frumoase, erau plase, găleții și așa mai nu, departe. Nu, eu nu am primit așa nici ceva. Nici eu nu am primit. Nu am primit. Dar așa probabil, au declarat unii la vremea respectivă că s-a dat, da? Și găleții, și plase, și pachete cu făină, ulei și știm destul de bine declarațiile din celelalte campanii electorale la alegerile locale. Așa e. Bun, principala problemă, am înțeles, în Comuna Bălești este rețeaua de canalizare, introdusă, dar nefuncțională. Spuneați dumneavoastră că este greșită, sau cel puțin așa spun oamenii. Spuneți-ne la capitolul drumuri, cum stați? Infrastructura. Infrastructura, avem asfalt, mai trebuie asfaltat câțiva kilometri. Problema cea mai mare este drumurile din Luncă, pentru căile de acces ale cetățenilor, să-și lucreze pământurile. Deci nu sunt refăcute și vin ploi, deci ar trebui făcute drumurile din Luncă, în primul rând, fiindcă la Bălești o zonă agricolă unde încă se mai lucrează. Mai avem un minut, un mesaj pentru cei din Bălești, de ce să vă voteze pe dumneavoastră și dacă mai aveți așa versuri din acela slogan, sunt chiar amuzante. Deci, eu îmi doresc să mă voteze pentru faptul că sunt singurul care mă zbat pentru ei, sunt singurul care le-am spus adevărul. Dacă dânsii consideră că le e bine cu cine a votat până acum, să-i voteze în continuare, să trăiască în continuare așa cum au trăit. Eu consider că trebuie o schimbare, o schimbare radicală. Nu mai trebuie să mai votăm asemenea oameni care au fost și ne-au demonstrat că nu s-au implicat corespunzător. Vă mulțumesc pentru prezență. Așadar, în primele 10 minute la dialog electoral, candidatul PRM la primăria Comunei Bălești, domnul Florin Papuc, revenim în câteva momente cu partea a doua a dialogului electoral.